Efortul pentru schimbarea vieții, Sfântul Apostol Matei și Zaheu Vameșul, disciplina religie, cultul ortodox, clasa a șasea. Bună ziua, dragii mei! Cine vrea să vină la tablă și să descopere drumul corect al celor trei animale, găina, iepurașul și albina? Ca să aveți timp, puneți pauză filmului. Sunt convinsă că v-ați descurcat de minune. Uneori oamenii au nevoie de ajutor ca să știe care este drumul corect în viața lor. Au nevoie de îndrumare. Vom vorbi despre doi oameni care au trăit acum aproape 2000 de ani în timpul venirii pe pământ al Mântuitorului și care au greșit drumul în viață prima dată. Iisus Hristos, trecând prin Capernaum, a văzut un vameș șezând la vamă și i-a spus: "Vino după mine." Levi, căci așa se numea acel vameș, strângea taxele de la negustorii care doreau să treacă Marea Galilei. Această taxă era dată celor care conduceau atunci Țara Sfântă, adică Imperiul Roman. Când Iisus Hristos îi cere să lase totul și să-i urmeze, acesta ascultă imediat, ba chiar dă o petrecere mare în casa lui de bucurie, la care participă mai mulți vameși. Prin urmare, era un om cu reputație foarte bună și era destul de bogat. Înainte de a-l cunoaște pe Mântuitorul, s-a numit Levi, mai apoi Matei. Matei nu se gândise prea mult la viața lui morală. După ce l-a cunoscut pe Mântuitorul și a devenit apostol, a urmat învățătura lui. A scris una dintre cărțile care vorbesc despre viața și învățătura Mântuitorului pentru ca noi astăzi să putem cunoaște adevărul despre cele întâmplate atunci. Această carte se numește Evanghelie. El a renunțat la totul pentru Dumnezeu. Aș vrea să vă gândiți, oare ce înseamnă această chemare a Mântuitorului? Vino după mine! După cum știți deja, vameșii aveau datoria de a strânge taxele pentru Imperiul Roman. De aceea nu prea erau iubiți de semenilor. Mai marele vameșilor dintr-un alt oraș, altă cetate numită Ierihon, era Zaheu. Acesta era mic de statură și, auzind că va trece pe acolo Mesia și dorind ca să-l vadă, se urcă într-un sicomor. Aveți în imagine ceea ce a mai rămas din acel copac până azi. Văzându-l Iisus, îi spune: "Zahee, grăbește-te de coboară că astăzi în casa ta trebuie să rămân." Oare ce a dorit Mântuitorul să-i spună? Am putea înțelege că îi cere să se depărteze de modul de a trăi de până atunci. Așa de bucuros a fost Zaheu că Dumnezeu a intrat în casa lui, încât hotărăște să își schimbe imediat viața morală și spune: "Iată, jumătate din averea mea o dau săracilor și dacă am năpăstuit, adică am nedreptățit pe cineva cu ceva, întorc împătrit, adică de 4 ori mai mult îi voi da înapoi." Să ne amintim. Cum a reacționat Matei la îndemnul Mântuitorului: "Vino după mine"? Dar Zaheu la cuvintele: "Zahee, grăbește-te de coboară, că astăzi în casa ta trebuie să rămân." Ei și-au schimbat viața, adică au hotărât să ducă o viață mai curată, fără de păcate. Să îl urmeze pe Mântuitorul. Să îl ia pe Iisus Hristos ca exemplu. Completează tabelul cu răspunsurile la întrebarea: ce ai face ca să duci o viață mai curată, morală, la școală, în familie și în societate?